găsit. Din ce în ce mai mulți bărbați ajung să recunoască jenați o disfuncție erectilă, deși aproape 30 de milioane de bărbați se confruntă cu această problemă în întreaga lume. Ceea ce și mai puțin știu este că disfuncțiile erectile pot apărea și ca urmare a unor afecțiuni ale coloanei vertebrale netratate corespunzător. Tulburările hormonale sau emoționale, obezitatea, diabetul, afecțiunile cardiovasculare pot fi cauze ale impotenței. Care este legătura între afecțiunile coloanei vertebrale și impotență? Disfuncția erectilă, în principiu, este apanajul medicului urolog ca și tratament. Ne referim aici la mononeuropatii, deci la afectarea rădăcinilor nervoase la nivel lombar, rădăcini nervoase care intervin în reglarea activității organelor micului bazin. Disfuncția erectilă este una dintre cele mai mari probleme cu care se poate confrunta un bărbat, pentru că, pe termen lung, dincolo de infertilitate și de incapacitatea de a finaliza un act sexual, afectează inclusiv stima de sine. Puțini bărbați apelează la ajutorul specialiștilor urologi sau, de la caz la caz, la psihoterapeuți. Chiar dacă, surprinzător, descoperirea problemei se poate face cu o vizită la o clinică ortopedică. Această problemă este depistată aici, în cadrul clinicii. Sigur, în baza unui chestionar care include și acest aspect. Care ar fi tratamentul pe care îl recomandați? Tratamentul non-chirurgical presupune utilizarea două proceduri, elongația sau decompresia vertebrală și mobilizarea copilor a segmentului discovertebral. Sunt necesare minimum 10 ședințe și maximum 40, urmate ulterior de întreținere la perioade recomandate de medic. În această perioadă de timp, pacientul efectuează acasă și anumite tipuri de exerciții de gimnastică medicală cu rolul de a tonifia musculatura coloanei paravertebrale. De aici, în clinică, poate participa la un program de exerciții în cadrul unui sistem complex de aparate numit DAVID, prin care se poate crește forța musculară, amplitudinea mișcărilor, mobilitatea, se poate echilibra balansul musculaturii paravertebrale stânga-dreapta și măsura amplitudinea mișcărilor, pot să spun, de o creștere de la un 15% până la un 50% acestor parametri. În România, unul din patru cupluri are probleme de infertilitate, depistate sau nu, iar asta se reflectă tot mai mult în numărul nașterilor. Natalitatea este cea mai mică din ultimii 70 de ani.